Eram, mă rog, după o filmare unde vorbisem cu contabilul să nu-mi dea banii eșalonat, ci să-mi dea pe toți odată, ca să mă bucur de ei. Adică să-mi plătesc angaralele, să-mi plătesc datoriile. Și am luat banii. În sfânta zi de 15 ianuarie, de fapt era ultimul ianuarie din timpul vieții lui Nichita. Și eu m-invitasem câțiva prieteni la bodeguța Ateneului, în fața Ateneului Român, adică într-o parte a Ateneului, și acolo unde se află și statuia lui Mihai Eminescu. Eu am extras din teancul de bani pe care țineam într-o gentuță de-asta militară, în care mai aveam un text cu un scenariu de film, un text cu o piesă de teatru, nu mai știu ce aveam în ea, dar în orice caz avem acest teanc de bani. Erau vreo 35.000 de lei. Bani buni, o jumătate dintr-o mașină Dacia. Și pentru că nu m-am ales niciodată din niciun film cu atâția bani, am zis, zic, dom'le, uite, un prilej să mă echilibrez. Am scos, eram în toiul petrecerii, când deodată, ca o lumină așa, a intrat în această bodegă, să o numim așa, a intrat Nichita Stănescu însoțit de doi prozeliți. El m-a văzut, eu m-am ridicat în picioare, bineînțeles, era poetul național în viață, și el îmi spune, vezi, bătrâne, mi-am scos pocitania aia de gips, mi-am pus un gips mai mic, mai cochet, de poet, ca să vin să-i pun lui Mișu o floare și să-i fac o plecăciune la statuie. Așa îi spunea el lui Mihai Eminescu, pe numele mic și mângâiat, ca să-l coboare de pe soclul admirației noastre și să vorbească cu el ca de la poet la poet. Zice, dar fii atent, bătrâne, e o zi sfântă azi, e 15 ianuarie. Am trecut și pe aici cu gândul să pun un strop și pentru Mișu. Da, Nichita, sunt de acord. Dar nu știu dacă au vodcă ăștia aici. Într-adevăr, era unul Colea la bar, îi spun, Colea, te rog din suflet, e poetul național, Nichita Stănescu, trebuie să-i facem la asta, a coborât ăla la pifniță, a scos de acolo o sticlă, am pus vodcă, am pus un sfârc de vodcă și pentru Mișu și la un moment dat să cam terminau libațiile acolo. Eu mi-am lăsat gentuța mea cu toți banii și cu toate textele astea de care vorbeam pe teaza scaunului. Și am ieșit cu Nichita, ningea infernal, era superb afară. Zice, acum uite, vezi în fața lui Mișu aici, am să dau nume spectacolului pe care îl pui tu la Ploiești cu versurile mele. Se va numi Frunză verde de albastru. Îți place, bătrâne? Zic, îmi place, Nichita. Atunci, dacă are nume, are și dreptul să fie. Să fie e un legământ, bătrâne, dă mâna. Mi-a luat mâna și mi-a întors-o după brațul lui. Și mi-a șoptit la ureche, bătrâne, mai sprijină-mă câțiva pași. Eram alb și pe dinăuntru și pe din afară, pe din afară de ninsoare, pe dinăuntru de emoție. Nichita m-a îmbrățișat, mi-a spus, bravo, bătrâne, ai ținut cu mine ca Madeva. Și mi-a șoptit la ureche, l-ai văzut în prispă, pe Mișu. Eu nu-l văzusem, că eram emoționat să-mi amintesc cuvintele în timpul rostirii, dar acum el m-a inoculat ca o vedenie cu energia lui Nichita și am închis ochii și l-am văzut pe Mihai Eminescu cu ochii închiși.
cu ochii deschiși, cu ochii de copil, l-a văzut unul din contemporanii noștri, Tudor Arghezi, la vârsta de 9 ani, lângă cercul militar, deci Victorii, colț cu Bulevardul Elisabeta, era în anul morții lui Mihai Eminescu, în 1889. Era cu privirea arsă și rătăcit așa, ieșise un pic din realitate. Acum, Nichita m-a luat din nou de braț și mi-a spus, bătrâne, hai să sărbătorim, că ai ținut cu mine pe Kamadeva, nu? E ceva. Am un vin prietenos acasă, urci câteva trepte și bem în cinstea lui Mișo acest vin. Am urcat, Nichita tot timpul și în drumul ăsta și pe scări și mai departe, spunea numai din poemele mari ale lui Eminescu. La un moment dat a susținut o teorie. Ce vezi, bătrâne, ăsta are un secret, Mișu. El pune un vers esențial la temelia fiecărui poem. Zice, adormind de armonia codrului bătut de gânduri. Și ăsta susține tot poemul, structurează tot poemul. Sau spune, nu credeam să învăț a muri vreodată. Sunt versuri esențiale pe care el structurează fiecare poem. Ca să-ți arăt unde a scris Mișu Kamadeva. Am luat-o pe lângă Uniterul de azi, pe lângă Caviarul de ieri și am ajuns într-un scoar cu jocuri de copii. Peste gard era o casă roșiatică. Zice Nichita, vezi aici, în prispa acestei case, a scris Mișu Kamadeva. Zic, bine, Nichita. Ningea din nou, ca un omagiu ceresc așa, și el îmi spune, bătrâne, ții cu mine Kamadeva. Eu n-aveam proaspăt în minte poemul, dar orice vers eminescian îmi sună familiar. Și am zis, cum să țin? Păi uite, spun eu două versuri și tu continui. Bine, Nichita, încercăm. N-am îndrăznit să-l refuz. Și a început el, cu durerile iubirii, voind sufletul să-l vindec. Eu am continuat, l-am chemat în somn pe Kama, Kamadeva, zeul indic. Nichita, el veni, copilul mândru, călărind pe un papagal, eu, având zâmbetul fățarnic pe-a lui buze de coral, aripi are, iar în tolbăi el păstrează ca săgeți, numai flori înveninate de la gangele măreți. Pus o floare atunci în arcui, mă lovi cu ea în piept și de atunci, în orice noapte, plâng pe patul meu deștept. Și am ajuns la ultima strofă. Nichita a spus, cu săgeata e otrăvită, a venit ca să mă certe și am închis strofa și poemul, fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Nichita s-a bucurat, m-a îmbrățișat și mi-a spus, bravo, bătrâne, ai ținut cu mine Kamadeva, să nu uiți. La un moment dat, unul dintre cei doi prozeliți îl întreabă pe Nichita, Nichita, vrei să citesc un poem de-al meu? Da, bătrâne, citește. Eu l-am oprit, zic, Nichita, dar e o blasfemie. Păi vezi, tu, poetul național, până acum, n-ai spus un vers de-al tău. Ai spus doar din Mihai Eminescu. E ziua lui, hai să o respectăm. El zice, bătrâne, n-are sens, e un băiat tânăr, bate la porțile afirmării, hai să-l ajutăm. În sfârșit, a trebuit să mă las învins de Nichita încă o dată. El a citit un poem lăbărțat, mi s-a părut mie. Probabil că eram și puțin enervat de faptul că el a fost atât de insistent. A citit poemul, Nichita a luat un creion, a tăiat mai multe versuri, a lăsat aici un vers, dincolo două versuri, formă un cuvânt, încă un cuvânt, încă un vers și a făcut un poem de 7 versuri. L-a citit, era un poem perfect.
Îi spun: Nichita, nu te supăra, asta e poemul tău. Nu, bătrâne, păi da, ai văzut, n-am smintit niciun cuvânt. Sunt cuvintele lui. Păi da, Nichita, dar ai făcut un poem al tău cu materialul clientului. El zice: bătrâne, nu fie rău, te rog eu. Dar de ce zice asta? Pentru că poemul lui era lăbărțat și prost. El se ridică, enervat, Nichita, de data asta, și zice: Eusebiu, eu te respect ca actor, nu m-am băgat în profesia ta niciodată, doar te-am admirat, dar de data asta n-ai voie să emiți judecăți de valoare. Poemul n-ai cum să știi tu că e prost sau bun. Eu zic că pentru că n-ai criterii. Nichita, eu am un singur criteriu care ține de bun simț. De fapt, tot de la el îl furasem, într-un fel. Am tradus un gând al lui Nichita care spunea: bătrâne, poemul trebuie să-l treci mai întâi prin inima poetului, pe urmă prin inima ta și încă o dată prin inima poetului. Și am spus, în momentul în care am impresia că un poem este traducere, nu e original, atunci mie acest filtru îmi deschide ochii că poemul despre care vorbim este bun sau rău. El, Nichita, a făcut ochii mari așa și zice: bătrâne, să știi că am zis eu că am toate criteriile în legătură cu valoarea poeziei, dar criteriul ăsta nu-l știam. E un criteriu pe care îl validez. Și pentru că validez criteriul, mai du-te și ia tu două sticle. Eu zic: Nichita, pentru că te-am întâlnit de ziua lui Eminescu, pentru că a dat nume spectacolului, pentru că mi-ai validat criteriul, pentru că am ținut cu tine ca Madeva, dau eu 5 sticle de vin. Și când am zis 5, mi-am dat seama că mi-am lăsat gentuța de vreo 3 ore, 4 ore pe scaunul ăla din Bodeguță. Și zic: Doamne Dumnezeule, ce fac? Acum, bineînțeles că m-am făcut alb din nou, am alergat până la Bodeguță, acolo prietenii mei nu mai erau de mult, plecaseră, supărați, dar nu definitiv, și l-am întrebat pe Colea, îl chema pe barman, zic: Colea, aveam o geantă aici, ai văzut-o? N-am văzut-o, domnule Iosebiu. N-ai văzut-o. Dar nu ți-a dat nimeni o geantă așa ca chii? N-are valoare, să știi, n-are valoare. Nu, domnule Iosebiu, nu mi-a dat nimeni nicio geantă. Atunci dăm drumul la telefon, că pe vremea aia nu erau telefoane de-astea mobile. Și mă duc în biroul lui, la telefon, îi dau telefonul Coții Praida, prietenul meu cel mai bun dintre ei, lui Cornel Ciupercescu, actorul, niciunul nu văzuse nicio geantă. Atunci m-am consolat, am băgat mâna în buzunar, mai am vreo 70 de lei. Un pahar de vin costa 35. Și zic: dăm un pahar de vin. Atunci m-am gândit așa: domne, eu am trăit o zi unică, o zi mare, care pe mine m-a propulsat în zona marilor poeți. Eu ca iubitor de poezie, nu neapărat ca poet, dar am intrat în acea zonă mare unde oamenii care sunt poeți sau sunt numai iubitori de poezie, cum eram eu la vremea aceea, se conectează la cosmos. Zic, eu sunt tare de tot dacă Nichita m-a luat cu el astăzi, m-a dus acasă la el, mi-a dat vin, m-a omenit, mi-a validat criteriul și zic, asta e tributul meu pentru că Nichita m-a primit în lumea lui. Am luat paharul de vin și l-am dat peste cap. În clipa asta, ochii mi-au căzut pe cuierul pom care se afla într-un colț al încăperii și pe care stătea, niciun palton nu era, nimic altceva care să-l obtureze, stătea
centuța mea cachi, militară, care era cam stoarsă, mi se părea, de la distanța aia. N-am avut putere să mă duc imediat la ea. I-am spus, mai dăm, te rog, un pahar de vin. Am băut jumătate din pahar, m-am ridicat încet, m-am dus, am luat geanta din cuier, mi-am pus-o în brațe și am băgat mâna după teancul de bani. Am simțit o căldură imensă când teancul era la locul lui. Nimeni nu s-a gândit că există o comoară în acea gentuță modestă. Mi s-a făcut cald în suflet, dar a venit și o umbră rece pe sufletul meu. Mi-am dat seama că, de fapt, nu sunt eu ales, nu fac parte din cei conectați la cosmos și, până la urmă, râsul plânsului Nikita s-a adeverit și de asta dată.